Aproximativ 600 de absolvenți de liceu din județul Giurgiu au susținut astăzi testarea la ultima probă din cadrul celei de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat și anume proba la alegerea profilului și a specializării. Elevilor li s-au verificat cunoștințele la fizică, biologie, anatomie, chimie sau informatică pentru proba la alegerea profilului real, tehnic, tehnologic și militar, respectiv materiile geografie, filozofie, logică și argumentare, economie, psihologie sau sociologie, pentru uman, servicii și vocațional. Pentru candidații care au dat examenul la geografie la Colegiul Național Ion Maiorescu, subiectele au fost destul de accesibile și se așteaptă la note mari. Proba a fost foarte bună, a fost foarte ușoară. Deci ce s-a dat acum la geografie a fost atât de ușor. Eu părerea mea este că ce s-a dat azi la geografie, poți elevii trebuie să anotați 10. Foarte ușor ce s-a dat azi. Și eu mă aștept să am nota 8. Chiar a fost ușoară, am și învățat și n-am avut nicio problemă. Și la ce notă te-ai? După părerea mea, 9 și ceva, dar îmi trebuie 7-80 pe care le au sigur. În vară ce ai făcut? Am picat la medii. Nu m-am pregătit cum a trebuit și acum am fost pregătit și cu Dumnezeu înainte. Da, a fost ușor. Dar tu la geografie? Da. În vară de ce nu ai reușit? Nu am reușit pentru că, sincer, nu mi-am dat interesul și nu am învățat. Și acum ai învățat mai bine? Acum, da. La ce notă te aștept? Pe la un 8, poate 8-50. Au fost însă și elevi dezamăgiți de subiecte care au spus că și-au pierdut timpul venind la școală. Greu. Foarte la greu. Geografie. Nu, la biologie. Și ce te-a pus în dificultate? Tot. Da. Nepregătit. Dacă nu e din prima, n-ai nicio șansă în a doua sesiune. Nici de data asta nu te-ai pregătit? Nu. N-ai avut timp sau? Nu am vrut. De ce nu vrei să iei? Că nu mă interesează. Și de ce te-ai mai prezentat? Nu știu, așa, n-am avut ce să fac acasă. În loc să stau aici la școală, mai bine mă duceam la muncă, făceam un ban. Aici nu câștig nimic. Foarte, foarte grea, ce să zic. Nu mă așteptam să fie atât de grea. Te-ai pregătit? Sincer, nici nu m-am pregătit foarte tare, dar ciudat, cam greu de data asta. În vară? De ce l-ai? În vară l-am picat, ce să zic, am fost la Bulgar și datorită drumului, că e podul în circulație, am întârziat și n-am mai prins bac. Sper ca domnul primar să se ocupe să facă, să repare podul. Absolvenții de liceu promovează examenul maturității dacă îndeplinesc cumulativ mai multe condiții. Au susținut probele de evaluare a competențelor, au susținut toate probele scrise și au obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea și au obținut cel puțin media 6 la probele scrise. Elevii vor afla primele rezultate săptămâna viitoare, în prima zi a lunii septembrie.